care se numește Portrete în dialog, este făcută de doamna Corina Negrea, redactor la România Cultural, pe redacția de științe, și doctorul Martinez Martin, locuitor în Chattanooga, Tennessee, care a venit special pentru lansarea cărții aici. Și cartea s-a născut în urma unui dialog în 5 etape, purtat între doamna Corina Negrea și domnul doctor Martinez Martin, care, dacă vă aduceți aminte, este și autorul cărții America povestită unui prieten din România. Am să trec pentru început microfonul doamnei Corina Negrea, cea care a avut inițiativa de al invitării doctorului Martin la radio pentru o discuție care s-a dovedit ulterior a fi prima etapă a unui lung dialog. Doamna Corina Negrea. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Trebuie să recunosc că este o postură total neobișnuită pentru mine, deși fac emisiuni la Radio România Cultural și fac emisiuni de științe. Este prima dată când sunt atât de expusă, ca să spunem așa. Această carte a fost o întâmplare fericită din viața mea. Întâmplarea, deși se spune că nimic nu e întâmplător, dar trebuie să spunem că întâmplarea a fost să-l cunosc pe domnul Dr. Martin S. Martin. Într-adevăr, l-am invitat la o emisiune care se cheamă Născută în România. A fost un interviu extraordinar de interesant și asta pentru că Martin S. Martin este un povestitor extraordinar de interesant. Și din acest dialog, care după aia a devenit o emisiune, s-au născut dialogurile ulterioare care se regăsesc în această carte, pe care vă invit să o citiți, pentru că, repet, Martin S. Martin este un povestitor extraordinar, are o experiență de viață extraordinară, o experiență din care fiecare dintre noi avem de învățat. Și nu pot decât să-i mulțumesc pentru faptul că a avut curaj să se lase pe mâna mea. Și domnul Ilie Gabriel Liceanu, desigur că tot pentru același curaj de a-l încredința pe Martinez Martin, unui reporter despre care nu știa nimic, dar probabil că a avut încredere în instinctul lui Martin și l-a cunoscut cu siguranță foarte bine, știind foarte bine ce are de spus, ce povește extraordinară are de spus. Asta-i tot? Adevărul e că v-am creditat într-un mod foarte simplu. Am ascultat dialogul de la radio și a apărut ideea că l-ați putea prelungi. Îi trec cu microfonul lui Andrei Pleșu, care îl cunoaște pe doctor Martin de o viață.